Este ora 4 și jumătate dimineața, am timp să fac un nou tutorial până când voi începe lucru. Voi folosi același fir Bravo de culoare albă cu care am lucrat și căpușorul. Din nou vom avea nevoie de melană, din nou vom avea nevoie de un fir despărțitor, de foarfece și de croșet. După cum vedeți, exact ca în primul tutorial, croșetul numărul 3. Vom începe să lucrăm, pentru că aș vrea să fac piciorușele din spate. Eu voi lucra doar unul, pentru ca dumneavoastră să vedeți modul de lucru. Între timp, bineînțeles, și eu și dumneavoastră separat îl vom face și pe cel de-al doilea. În cercul magic voi începe cu un număr de 6 piciorușe scurte. Vom închide cercul magic cu piciorușa alunecat. Doar un pic să găsesc exact punctul, scuzați. Așa. Iar acum 2, 4, 2, 4, 6. Acum, în corespondența fiecărui picioruș voi lucra o mulțire. Deci la sfârșitul rândului voi avea un număr de 12 piciorușe scurte. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Acum voi pune firul despărțitor și voi începe să lucrez. Un picioruș scurt urmat de o mulțire. Deci primul va fi un picioruș scurt, în următorul voi face o mulțire, din nou un picioruș scurt urmat de o mulțire. Vom lucra astfel până la capătul rândului și vom obține un număr de 18 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci am obținut cele 18 piciorușe scurte. Acum voi lucra o mulțire. În corespondența primului picioruș voi mulți, după care voi lucra 8 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. În cel de-al nouălea voi face din nou o mulțire și voi continua cu celelalte 8 piciorușe scurte, iar la sfârșitul rândului vom avea un număr de 20 de piciorușe scurte.
Am obținut cele 20 de piciorușe scurte. Deci am făcut o înmulțire urmată de o piciorușe scurte, o înmulțire, 8 piciorușe scurte. Acum voi lucra două rânduri de 20 de piciorușe scurte. Deci vom lua fiecare ochi așa cum se găsește. După ce vom lucra aceste două rânduri, vom continua. Deci două rânduri de 20 de piciorușe scurte. Am lucrat cele două rânduri de câte 20 de piciorușe scurte, acum vom continua lucrând 9 piciorușe scurte. 1, 2, 4, 9. În acest moment vom face o scădere de 3, o scădere de 3 piciorușe. Știu că va fi un pic mai dificil, însă vom reuși. Și vom intra în primul, în al doilea și în cel de-al treilea picioruș. Și vom extrage firul încet. Deci am efectuat prima scădere de 3. Acum voi face un picioruș scurt. O nouă scădere de 3. Din nou cu atenție vom extrage firul. Și vom continua cu cele patru piciorușe scurte care ne-au rămas și astfel la capătul rândului avem un număr de 16 piciorușe scurte. 3 și cel de-al patrulea picioruș scurt. Așa. Pentru că va trebui să formăm piciorușul în modul în care să pară cât mai real. Acum voi continua. Următorul rând. Acesta va fi rândul numărul 8. Mai întâi voi face o scădere de 3. 1, 2, să fim atente, să prindem exact cum trebuie. Deci voi face o nouă scădere de 3. După care voi continua cu cele 13 piciorușe scurte care ne-au rămas și astfel la capătul rândului vom avea un număr de 14 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând, cu 14 piciorușe scurte. Am obținut cele 14 piciorușe scurte. Acum vom lucra 5 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. De 5 ori vom lucra acest număr și ne întâlnim după aceste 5 rânduri. Am lucrat cele 5 rânduri de câte 14 piciorușe scurte. Acum voi lucra 2 piciorușe scurte. 1, 2. Voi face o mulțire în cel de-al treilea picioruș. Și voi continua cu cele 11 piciorușe care ne-au rămas până la capătul rândului. Și astfel vom obține un număr de 15 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul, de fapt voi termina rândul împreună cu dumneavoastră și apoi
Apoi vom lucra singure, următorul rând. Deci, astfel ajungem la un număr de 15 piciorușe scurte, așa cum vă spuneam. Iar acum, următorul rând, vom lucra 15 piciorușe scurte, așa cum se găsesc. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 15 piciorușe scurte. Acum voi face 3 piciorușe scurte. 3. Iar în cel de-al patrulea vom face o înmulțire de 3. Deci, 2, 3, deci am făcut corespondența celui de-al patrulea ochi o înmulțire de 3 și voi continua cu cele 11 piciorușe care ne-au rămas, astfel la capătul rândului ne vom întâlni cu un număr de 17 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am obținut cele 17 piciorușe scurte. Vom continua lucrând. 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. În cel de-al cincilea vom face din nou o înmulțire de 3. Deci, în corespondența celui de-al cincilea ochi vom lucra 3 piciorușe scurte. Și apoi vom continua cu 12 piciorușe scurte pe care le avem și la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 19 piciorușe scurte. Voi lucra împreună cu dumneavoastră pentru că după aceea următorul rând îl vom lucra singure. Următorul rând va trebui să lucrăm un număr de 19 piciorușe scurte, așa cum se găsesc, fără înmulțiri. Deci am ajuns la capătul rândului, iar acum vom lucra singure un număr de 19 piciorușe scurte. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 19 piciorușe scurte, acum vom continua lucrând în felul următor. 4 piciorușe scurte. 4. În acest moment vom face o scădere de 3. Deci vom introduce croșetul prin prima parte următoarelor 3 ochiuri. Vom extrage încet. Vom continua cu un număr de 7 piciorușe scurte. Apoi vom face o mulțire de 3, deci
Deci, în corespondența unui picioruș vom face trei ochiuri și vom lucra următoarele piciorușe până la capătul rândului. 1, 2 și cel de-al treilea. Acum vom avea un total de 19 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3 piciorușe scurte. Vom face din nou o scădere de 3. 1, 2 și cel de-al treilea. Vom lucra din nou 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apoi vom face din nou o mulțire de 3. 1, 2, 3. Și vom lucra următoarele piciorușe până la capătul rândului. 1, 2, 3, 4, 5 și din nou am obținut un număr de 19 piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 19 piciorușe scurte. Vedeți, începe să se formeze piciorușul. Deci vom face singure acest rând de câte de 19 piciorușe scurte. Am lucrat cele 19 piciorușe scurte, acum vom lucra 3 piciorușe scurte. 3. În cel de-al patrulea ochi vom face o mulțire normală. 8 piciorușe scurte, apoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O mulțire normală și al doilea picioruș. Iar acum vom lucra ultimele 6 piciorușe scurte și vom obține un total de 21 de piciorușe scurte. Am 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom schimba firul despărțitor. Vedeți, încet, încet se formează piciorușul.
Vom schimba firul despărțitor și voi continua lucrând. Patru piciorușe scurte. Acum voi face o mulțire normală. În cel de-al cincilea picioruș voi face o mulțire. Voi continua cu 9 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Acum voi face din nou o mulțire. O mulțire normală. Două piciorușe scurte. Voi continua cu cele 6 piciorușe scurte care ne-au rămas până la capătul rândului și astfel vom obține un număr de 23 de piciorușe scurte. 2, 3, 4, 5 și cel de-al șaselea. Vom schimba firul despărțitor și acum vom face un rând de 23 de piciorușe scurte. Acesta îl vom lucra singure, deci noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Vom continua următorul rând și vom lucra 5 piciorușe scurte. Se încurcă firul aici. 1, 2, 3, 4, 5 piciorușe scurte. O mulțire normală. După care voi face 10 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Acum voi face o mulțire. Și voi continua cu cele 6 piciorușe scurte care mi-au rămas. 2, 3, 5, cel de-al șaselea și astfel am obținut un număr de 25 de piciorușe scurte. Acum, singure, vom lucra aceste 25 de piciorușe scurte, după care vom continua. Uitați-vă, când o să-l umplem, o să fie frumos. Deci 25 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 25 de piciorușe scurte,
Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. 5, 6. Acum vom face o înmulțire. În corespondența celui de-al șaptelea picioruș vom face două piciorușe scurte. Voi continua cu 11 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Acum, în cel de-al 12-lea picioruș, voi face din nou o înmulțire și voi continua cu următoarele 6 piciorușe care ne-au rămas până la capătul rândului și astfel obținem un număr de 27 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un număr de 5 rânduri de câte 27 de piciorușe scurte. Deci 5 rânduri vom lucra singure. Da, seamănă cu piciorușul unui cățeluș, vedeți? Continuăm cu cele 5 rânduri. Am lucrat și cele 5 rânduri de câte 27 de piciorușe scurte. Am umplut piciorușul cu melana. După cum vedeți, se prezintă foarte frumos, exact ca un picioruș de câine. Vedeți ce formă frumoasă are? Și pentru astăzi dimineață eu mă voi opri aici. Firul îl voi lăsa în felul acesta. Voi lăsa o bucată de fir mai lung pentru că voi avea nevoie în momentul în care voi uni cele două piciorușe. Dumneavoastră și eu, între timp, vom lucra și cel de-al doilea picioruș. Dacă voi fi liberă, să spunem așa puțin, pe parcursul zilei de astăzi voi lucra și piciorușele din față și vom începe baza corpului. Nu fac nicio promisiune, pentru că, așa cum v-am spus, am început să lucrez la ora 2 astăzi dimineață. Pe mine mă așteaptă o zi de muncă, o zi întreagă și sper totuși să reușesc să mai lucrez ceva. Dacă nu, mâine, fiind zi de sărbătoare, mâine dimineață voi încărca tutorialele pentru aceste prime două părți ale cățelușului Chihuahua. Astfel vom face o surpriză doamnei Lenuța Jurablea, cât și dumneavoastră, pentru că sunt foarte sigură că și doamnele nou începătoare vor reuși să lucreze acest proiect. Veți vedea că vom reuși și vom face ceva frumos. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș. Cine din întâmplare vede unul dintre tutorialele pe care eu le prezint și îi place modul în care lucrez și în care explic, așa cum spun întotdeauna. Nu sunteți încă înscrise pe canalul de YouTube, vă rog să vă înscrieți. Canalul meu de YouTube, Tatiana Andrieș, Creațiunii by Tatiana,
Toate tutorialele, înscrierea sunt gratuite. Eu vă aștept cu comentarii. Vă doresc o zi frumoasă. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră și ne reîntâlnim cu următorul tutorial. La revedere!